Evaluarea națională 2023 începe luni 19 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română, urmând ca miercuri 21 iunie să aibă loc proba scrisă la matematică. Elevii vor afla rezultatele finale după soluționarea contestațiilor pe data de 4 iulie. Ministerul Educației a publicat un ghid informativ privind regulile la examenul de evaluare națională și modul în care se vor desfășura probele scrise. Ministerul Educației precizează că în sala de examen candidații nu pot intra dacă au în posesie materiale care îi pot ajuta, iar nerespectarea regulilor duce la eliminarea acestora din sală. Se interzice candidaților să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri și așa mai departe, care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. Se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ centru de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen. Respectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu 1 a lucrării elevului eliminat. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 2 ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 8-a, subiectele sunt redactate sub forma unei broșuri care se tipărește față verso, așa cum este transmisă de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, relatează Digi24.ro.